Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Camera de Gardă. Este în dezbaterea publică Pactul Național pentru Sănătate. Păi cu cine puteam să discutăm mai bine despre ce prevede acest pact pentru sănătate și cu ce ne ajută pe noi, cetățenii, plătitori de taxe și impozite, decât cu președintele Colegiului Medicilor Dâmbovița, domnul dr. Jean Popescu. Bine v-am găsit, domnule doctor! Mulțumesc de invitație. Cred că e un subiect de discutat, pentru că până la urmă am avut să luăm în discuție Pactul Național pentru Educație. Așa. Pe care l-au semnat toți și nu l-a mai recunoscut nimeni. Pentru că nimeni nu s-a gândit să facă un pact național pentru sănătate, Colegiul Național al Medicilor a deschis această discuție și pentru acest lucru au întocmit deja un pact național pentru sănătate. Pactul este la început, motiv pentru care Colegiul Național al Medicilor a considerat că este nevoie ca în toate colegiile județene membrii acestora să discute acest pact în ideea de a veni cu propuneri, cu sugestii, bineînțeles, de îmbunătățire sau să scoată unele idei care sunt cuprinse în acest pact. Acest pact se adresează tuturor, se adresează societății civile, se adresează politicienilor și, bineînțeles, celor care lucrează în sistemul sanitar. Am spus cu aceste lucruri, de fapt, este un pact pentru toată lumea, pentru că fiecare dintre noi, într-o zi sau alta, putem sau nu putem să ajungem, ce bine ar fi, să nu ajungem niciodată la un medic și să murim de bătrânețe. Lucrul acesta în societatea de azi se întâmplă foarte rar, pentru că alimentația, mediu și toți factorii de stres contribuie substanțial la modificarea patologiilor medicale și, din acest punct de vedere, foarte puțin dintre concetățenii noștri nu ajung la medic. Noi sperăm că acest pact să fie bine primit și, până la urmă, în dezbaterea finală, să găsim parteneri cu care să-l punem în aplicare. Haideți să vedem concret în ce constă acest pact național pentru sănătate. Ce aveți în vedere? Deci, el enunță principiile generale ale sănătății, echitatea, calitatea, responsabilitatea, centrarea sistemului pe cetățean și, în același timp, urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România și accesul echitabil la serviciile de sănătate, care trebuie să fie sigure, eficace, prompte și eficiente. Și pentru atingerea acestui obiectiv, semnatarii trebuie să fie de acord cu niște reguli bine stabilite, în așa fel încât acest pact să devină viabil. Și aș enumera una din propuneri, ca în următorii 4-7 ani alocația din buget pentru sănătate să fie 6% din PIB, pentru că știm că media țărilor Uniunii Europene este de între 7 și 8 și nu vorbim de extreme cum ar fi țări ca Franța, care are 14-16% din produsul intern brut pentru sănătate și cel mai puțin Albania. Și noi ne enumerăm printre țările codașe, cred că suntem pe ultimele 3 locuri împreună cu Bulgaria. Oricând pentru sănătate se acordă până în 4% din produsul intern brut, nu putem avea pretenții ca serviciile de sănătate să fie de calitate, să fie eficiente și să aducă mulțumire pacientului, pentru că până la urmă pacientul se află în mijlocul acestei discuții și pe lângă pacient, bineînțeles, că trebuie să aducă satisfacție și personalului care lucrează în sănătate. Domnule doctor, sunteți și un politic, politician, consilier județean. Dom'le, de ce niciodată, da, de ce politicienii nu consideră sănătatea, învățământul, priorități? Apropo de câți bani din produsul intern brut ajung la sănătate, ajung la... De ce, domnule? Este
Întrebarea este, să zic eu, greșit, pentru că ei de fiecare dată vorbesc despre sănătate și învățământ ca o prioritate națională. Dom'le, ce vorbesc politicienii? Eu spun de ce vorbesc și după aia spunem și de ce fac. Ziceți. Numai că lucrul acesta nu se întâmplă și, din păcate, nu se întâmplă nici în sănătate, nici în învățământ. Sigur că motivația este și bugetul sărac al acestei țări și când reduci taxele, contribuțiile pentru sănătate, pentru că inițial, atunci când s-a înființat Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contribuția pentru sănătate era de 14%, 7% angajatul, 7% angajatorul. Prin 2003, pensionarii n-au mai trebuit să contribuie la asigurările sociale de sănătate și de anul acesta s-a reintrodus contribuția acestora pentru cei care depășesc 740 de lei și în același timp contribuția la sănătate s-a redus cu 3,5%. Iată că aceste contribuții au scăzut foarte mult bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și în plus de lucrul acesta, o parte din contribuțiile pe care trebuia să le aducă Ministerul Sănătății, vorba de contribuții bănești, s-au redus și ele și din acest motiv suntem în situația de azi. Dar cu privire la aceeași întrebare, trebuie să vă spun că eu am fost dintre puținii optimiști atunci când, în urmă cu 7-8 luni, la 1 iulie 2010, spitalele au fost cedate spre administrare administrațiilor locale. Și spuneam atunci că părerea mea e că lucrurile se vor îmbunătăți pentru că deja un spital și mai ales dacă luăm în considerare un spital județean, ne reprezintă o oglindă a celor care conduc localitatea sau județul. Și lucrul acesta mi-a dat satisfacția că s-a întâmplat, pentru că trebuie să spunem că în următorii 2-3 ani se vor face investiții la Spitalul Județean de Urgență, acum extins, de peste 25 de milioane de euro. Știți de proiectul care va începe, sper eu, într-o lună cu privire la reabilitarea clădirii principale a Spitalului Județean și a sălilor de operație, a sălilor de naștere, a terapiei intensive, dotarea cu aparatură de ultimă generație, mă refer aici la rezonanță magnetică și tomograf, avem un tomograf vechi de peste 10 ani care deja a fost reparat de mai multe ori, săl de operație ca la Viena, pentru că așa vor fi, în România mai sunt pe acest model la Colțea, unde a fost renovat blocul operator și nu numai atât, de la Ministerul Sănătății se vor primi anul acesta aproape 1 milion de euro pentru reabilitarea secției de dermatologie, secției de recuperare medicală, pentru secția de oncologie, care deja a ajuns neîncăpătoare din cauza cazurilor numeroase de neoplasme și prevedem extinderea acestei secții prin mansandarea clădirii actuale și mărirea capacității cu cel puțin 10-15 locuri. Și, bineînțeles, una din clădirile de la Gura Uniței, Spitalul de Cronici, care este, față de celelalte care sunt noi, este într-o stare de degradare avansată. Bineînțeles că la acestea se adaugă și amenajarea curții, a bucătăriei care este într-o stare deplorabilă și altor clădiri din incinta spitalului. Deci, uite că politicienii au început să-și dea seama că pe la Spitalul Județean trec anual vreo 45.000 de bolnavi care se internează și încă 200 și ceva de mii care trec pentru consultații în ambulatoriu și lucrul acesta trebuie să te facă să te gândești să schimbi ceva. Și eu sper ca în 2 ani, maxim 2 ani și 8 luni este prevăzut reabilitarea
clădirii principale, dar eu sper că se va termina mai repede, pentru că în această perioadă și noi vom lucra în condiții deosebite, având în vedere că ne vom continua activitatea, dar pe segmente, se va lucra pe segmente. Și cred că cetățenii, din punct de vedere al posibilităților de investigație și a tratamentelor, vor fi mulțumiți. Nu zic foarte mulțumiți, că mai avem mult până acolo. Bun, am vorbit de modernizare, de dotare cu echipament de ultimă generație, însă se mai ridică o problemă. O să-și permită autoritățile județene din bugetele proprii să susțină aceste unități sanitare, că mai vin și plățile către utilități? Este adevărat, dar despre reabilitările care v-am vorbit la cele 4 clădiri... Astea nu sunt pe fonduri europene? Nu sunt pe fonduri europene, sunt bani guvernamentari, iar obligația Consiliului Județean este de a acorda maxim 5%, minim 3% din investiție. O sumă, zic eu, foarte mică pentru câți bani se vor primi, și lucrul acesta este foarte bine. Fiecare spital are un buget al lui, care vine în principal de la Casa de Asigurări de Sănătate, dar și din fonduri pe care le obține prin consultațiile cu plată la solicitare, și atunci cred că ne vom descurca. Trebuie să spun că Spitalul Județean Târgoviște nu a adus niciodată lipsă foarte acută de materiale sanitare, de medicamente. Singura problemă care a fost e că echipa medicală este învățată să cheltuiască banii cu mare atenție. În faptul că nu ne aruncăm să facem cele mai scumpe tratamente atunci când avem posibilitatea ca un pacient să fie tratat cu bani mai puțini, dar și în același timp să acordăm, să facem cheltuieli foarte mari atunci când știm că bolnavul are șanse să scape și numai cu medicamente de mare performanță și foarte scumpe, putem să-l salvăm. Aici este echilibrul acesta dintre a alege calea cea mai bună, și cred că noi la Spitalul Județean Târgoviște am ales lucrul ăsta și l-am făcut bine. Pentru că oamenii spun în diverse spitale, ba că nu avem medicamente, ba că am fost trimiși să ne cumpărăm pansament și mai nu știu ce, leucoplast anti... Da, antialergenic. Ați văzut așa, da. Că nu există. Ba că ai fost trimis... Știți, facem modernizări, facem, dar... Sigur că atunci când poți să obții bani, nu mai te uiți, important e să-i aduci. Pentru că... Deci dacă o să avem condiții. Dar când omul nu o să mai fie, nu o să-și mai ia în buzunarul propriu un medicament mai scump sau nu o să-și cumpere pansament în buzunarul... Dacă trecem de perioada... Medicii spun că n-au mânuși... cât ar avea nevoie. Și cred că n-au fost probleme. Nu, n-au fost niciodată în ultimul timp probleme de mănuși. Poate dezinfectate speciale pe care uneori le-am cumpărat și noi medici la sala de operație. Iată. Este adevărat. Dar dacă reabilităm clădirile și dacă aducem și aparate, atunci nu mai trebuie să cheltuiem prea mulți bani pe întreținere. Pentru că se ajunge într-un cer vicios când n-ai bani să-ți cumperi robineți și pierzi apă, de fapt pierzi bani. Dar nu ai bani să cumperi robineții. Dacă reabilităm clădirile, apoi cheltuielile vor fi mai mici, pentru că și pierderea termică va fi mică. Dacă vă duceți acum prin geamurile astea vei de 40 de ani, suflă vântul, căldură. Se pierde căldură și asta totuși, înseamnă bani. Și totuși, dumneavoastră, ați avut ceva obiecții la acea dezbatere organizată, având ca subiect reorganizarea sistemului sanitar Dâmbovița. Îmi spuneați, domnule, eu nu o vedeam așa, eu o vedeam altfel. Da, pentru că ea n-a fost gândită la nivel județean. În ideea că spitalele din teritoriu au fost date spre administrare consiliilor locale. Și consiliile locale au interesele lor, să nu le dispară spitalul, să aibă toate specialitățile sau cât mai multe specialități, pentru că toate specialitățile nu are nimeni. Deci eu aveam o privire globală care era chiar mai radicală decât cea care s-a întâmplat. În ideea că
Pentru a avea performanță trebuie să concentrezi forțele medicale, mă refer la medici în special, pentru că avem foarte puțini. Sunt secții din teritoriu, secții chirurgicale care nu au anesteziști. Și eu atunci mă gândisem la o soluție pe care n-am inventat-o eu, am văzut-o și eu la cursurile pe care le-am făcut în străinătate, de concentrarea forțelor pe specialități. Adică ducem într-un loc specialitățile chirurgicale, la spitalul care vedem că are sala de operație cea mai de curând renovată, care are lămpi bune, care are mese de operație, care are condițiile cele mai bune. Deci într-un spital înființăm secții chirurgicale, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, ORL, oftalmologie. În celălalt spital ducem secțiile medicală. Medicală, recuperare, pediatrie, și atunci avem posibilitatea ca în aceste spitale să facem gărzi cu medici de specialitate, pentru că în teritoriu gărzile se fac de, în fiecare zi este un medic de altă specialitate. Ori dacă un pacient ajunge, un copil ajunge la un spital unde de gardă este un chirurg, vă dați seama ce posibilități de diagnostic sigur și de tratament se află acolo. De, la lucrul ăsta mă gândeam eu în special. Iar cu privire la componența Consiliului Județean, mi se pare cam departe Spitalul Moroieni. E cam departe. Cam departe de Spitalul Județean pentru a fi coordonat cum trebuie. Acolo, de când știu eu, de peste 20 de ani, au fost mereu probleme între medici și personal, reclamații peste reclamații, directori peste directori schimbați. Nu cred că unul din directori a dus un mandat mai mare de 2-3 ani. O stare conflictuală permanentă. Acum nu vor mai fi directori acolo, să vedem cum se va întâmpla. Poate se vor liniști lucrurile, pentru că de multe ori și cei care conduc sunt vinovați pentru că își organizează diferite bisericuțe, să nu le zicem altfel. Ziceați că este lipsă de medici, însă spunea președintele Consiliului Județean la un moment dat, în urmă cu ceva timp, că au fost scoase la au venit medici, sau dacă nu au venit, de ce n-au venit? Au venit câțiva medici, dar nu pentru toate specialitățile. Și am scos în continuare pentru că poți să găsești medici în funcție și de momentul când ei dau examenul de specialitate. Aha. Atunci ei își termină stagiile și mulți dintre ei nu au un loc de muncă. Atunci e momentul să găsești medici pe care să-i atragi la tine sau acum, începând din anul 4 de rezidențiat, până în anul acesta, până în anul trecut, la sfârșitul anului trecut, puteai să angajezi un medic numai dacă era în ultimul an de rezidențiat. Acum poți să le iei din anul 4 de rezidențiat și ai siguranța că peste 2 ani când termină rezidențiatul vine la tine și ai un post acoperit. Și cum îi atrageți? În primul rând, prin relațiile personale care le avem cu profesorii din clinicile universitare. Serios, păi n-a ca să-i zici, da? Vino aici la Târgoviște, dumne, păi avem aparatură, păi avem nu știu ce, păi asta, de-aia vă întreb. Da, deci în primul rând, prin relațiile pe care le avem acolo, ne ducem, domnule profesor, ne trebuie și nouă, fiecare pe specialitatea serios, lui. Serios, da. Da. Și nu aveți pe cineva și atunci ne prezintă, uite, un băiat bun, un doctor bun, care... Care promite, da, care da, și ce îi ziceți, da, ca să faceți seminar? Și uite că au venit, pentru că o parte dintre ei au primit de la primărie garsoniere, apartamente și lucrul ăsta din cele anele. Și lucrul acesta îi face pe mulți să vină, numai să-i găsești. Te-ai găsești, că nu-i găsești. Să-i găsești, da. Din păcate, numărul de posturi scoase la rezidențiat în fiecare an nu este prea mare. Aproape că se mențin la aceleași locuri de ani de zile, socotindu-se numai ritmul de înlocuire prin pensionare. Uh-huh. Ritmul de înlocuire prin migrare a forței de muncă încă nu a fost calculat și din acest lucru există deficite de specialități.
plus o specialitate relativ nouă, medicina de urgență, care are decât câteva generații scoase și, bineînțeles, că prin înființarea unităților de primire urgențe în marile spitale, dar și a centrelor de primire urgențe în alte spitale, specialitatea este foarte solicitată, nu numai la noi, și în străinătate. Pentru că este o muncă foarte grea la primire urgențe, se muncește extraordinar de mult, satisfacția medicului este încă așa cum o știm, și atunci nici la rezidențiat nu e concurență foarte mare de ales aici, dar ele oricum se aleg pentru că totuși e o specialitate, dacă o consideri numai în ideea că vrei să pleci, știi că dacă o alegi, n-ai nicio problemă să-ți găsești în Occident un post de lucru acolo. Discutăm despre Pact Național pentru Sănătate, despre modernizarea spitalelor, dotare, facem parcări, punem paznici. Dâmbovițeanu, când o să simtă pe propria piele că, uite, domne, serviciile medicale sunt de calitate, că eu plătesc la salariu, dar toți așa spunem, știți, băi, plătesc din salariu cota parte pentru sănătate. Fiecare spune vreau lucrul acesta, dar servicii de calitate. Dar el nu gândește că plătesc 4 milioane și primesc servicii 20 de milioane. Aici e problema. Este principiul solidarității, pentru că am ales varianta aceasta. Dacă alegeam o variantă ca în Statele Unite ale Americii anterioară, constatam că 30% din oameni pot să moară netratați. Acesta e și motivul pentru care președintele Americii a făcut noul proiect pentru asistență medicală. Eu sper că după ce se întâmplă aceste reabilitări și această reorganizare care încă nu e definitivă, deci de acum încolo încep organizarea respectivă a secțiilor, urmează organizarea secțiilor, trebuie să ne uităm pe indicatori să vedem câți bolnavi s-au tratat în secția aceasta, cât au stat ei în spital, de câte paturi avem nevoie. Sunt secții care utilizează mai prost paturile. O utilizare bună este în jur de 270 de zile pe an să fie patul ocupat, restul zilelor trebuie să rămână pentru a putea face curățenie, dezinfecție și așa mai departe. Deci cei care au utilizat paturile sub acest indicator o să li se ia din paturi și o să se dea celor care au mai mare aglomerație. Da. Cum am vorbit de oncologie sau cum aș mai adăuga gastroenterologia, care are o foarte mare adresabilitate și utilizarea paturilor lui peste normal, peste 320, cred, da, foarte mult, deci nu mai au timp ca să-și facă curățenie în saloane respective, să facă dezinfecție, și atunci trebuie ca aceste lucruri, cel puțin pentru o perioadă de câțiva ani. Dacă vom vedea că peste nu știu câți ani s-a schimbat morbiditatea și că este nevoie să fie date paturi spre altă specialitate, lucrul ăsta se poate face. În același timp, trebuie să ținem cont de normele Uniunii Europene și să așezăm într-un salon numai atâtea paturi cât corespund de acestor norme, pentru că atunci o să vină ca următoare etapă acreditarea spitalelor. Și dacă unele, să zicem, că au scăpat acum, că prin intervenții politice sau nu știu ce, la prima strigare au scăpat și nu au fost puse pe lista de transformare în cămine de bătrâni, atunci când nu ai acreditare, înseamnă că nu vei primi contract cu casa de asigurări. N-ai contract cu casa de asigurări, te închizi automat pentru că nu ai bani să funcționezi. Dar chiar cum vedeți chestia asta? Facem dintr-o secție, dintr-un spital, ori cămin de bătrâni, ori grădiniță, ori... Cum o vedeți ca și medică? Trebuie să vă spun că dacă știți hotelul restaurant Lebăda de lângă București, acolo a fost un sanatoriu TBC. Și în momentul de față este un hotel restaurant. Este făcut, cred eu... Și de când a fost sanatoriu TBC acolo? Zeci de ani a fost. Zeci de ani a fost spre Călăraș.
zeci de ani și hotelul este făcut după vremea lui Ceaușescu și restaurat. Deci s-a dat toată tencuia la jos. Cu virusul, cu... Păi nu, asta e, să dă tencuia la jos, să dă o nouă tencuială, să bagă în ea substanțe care au acțiune asupra virusului și nu este nicio problemă până la urmă. Deci nu aveți o problemă cu chestia asta, că unii medici sunt reticenți. Cum nu le fac așa ceva? Este nu. Deci nu, dacă faci o igienizare ca lumea și nu se întâmplă nimic. Problema este că și cu spitalele acestea de bătrâni, să nu facem prea multe, să le ținem goale, să le renovăm și să le ținem goale, pentru că încă la noi nu este ca în Occident. Multe familii nu acceptă să-și dea bătrânii. Deci noi suntem, să zic așa, mai familiști, familiile sunt mai unite. Încearcă cu ce are acolo să-l țină pe un bătrân să-l îngrijească și să moară pe perna lui. Și tocmai de asta spunea primarul de la Titu, zice, la mine ce să facă, cum poți face un cămin de bătrân, pentru că eu am un cămin care e aproape gol. Domnul doctor, o ultimă întrebare. Oamenii spun așa, domne, plătesc asigurare de sănătate din salariu, mă duc în spital, trebuie să-mi cumpăr medicamente, trebuie să mai îmi cumpăr și materiale sanitare, trebuie să mă mai duc și cu plicul de bani la doctor, trebuie să-i mai dau ceva și asistentei, trebuie să-i mai dau ceva și infirmierei și cu eu mai fi pe acolo. Cu chestia asta cum este? Polițiștii, spre exemplu, spun așa, domne, dacă ne-a tot tăiat în salariu, cu ce să facem? Omul ăla să-și țină copilul să-i moară de foame, mai ia și el dacă cineva îi mai dă. E o deosebire între a cere și a pretinde sau tot la fel de grav este să dai impresia bolnavului că ești nemulțumit de ceva. Dar există opinia asta în rândul și al dâmbovițenilor. Nu se uită la mine până când nu intervin cu cineva, până când nu dau ceva. Pentru mine este o impresie falsă. Tot opinia nu a dâmbovițeanului, a românului, este că atunci când doctorul îi refuză o atenție, înseamnă că suferă de o boală foarte gravă și că nu mai are nicio șansă. Și atunci intră într-o depresie de nu-l mai poți scoate. Mi s-a întâmplat de multe ori să am asemenea oameni care să zic, domnule, am cancer, adică sunt oameni la care le-a intrat o idee și plecând și de la reminiscențe, că până și azi cancerul e tratabil. Cancerul e tratabil, adică am foarte mulți pacienți operați de mine de cancer și cu care mă întâlnesc în oraș și zice... Și trebuie bine mersi, nu? Da, și nu le vine să creadă că domne, au un cancer. Eu vă întreb de cazurile alea în care omul spune, domne, nu s-a uitat la mine până nu i-am dat plicul. Nu știu, credeți-mă că eu condamn lucrurile astea, am spus-o de repetate rânduri. Dar aveți sesizărești la colegiu de la Dâmbovițe? Nu avem sezizări. Avem sezizori de altă natură, că l-a tratat într-un mod incorrect. Că nu i-a dat destui bani și de aia l-a tratat așa. Da, adică sezizări în timp, dar nu dar sunt multe, sunt foarte puține. Că există. Eu sper ca la Spitalul Județean să fie excepții. Că trebuie să vă spun că n-am ezitat să atenționez pe colegii mei de multe ori de lucru acesta, că nu n-aș putea interveni niciodată pentru cineva, adică nici juristul colegiului să-l apere dacă face lucru acesta, pentru că nu e de acceptat. Deci dacă i-ați atenționat, înseamnă că... Nu e obligatoriu. Dar eu știu că i-am atenționat și unii au fost chiar nemulțumiți că i-am atenționat. Dar a zis că, băi, ce te bași tu? Zic, băi, eu... Că aud și eu, da? Mai aud că într-o secție... Se întâmplă niște lucruri de la locul lor. Și fac obligația asta și v-am spus... Cineva chiar mi-a reproșat lucrul ăsta, și, dar eu mi-o fac pentru că mi se pare normal să-i atenționez dinainte și să nu avem după aceea probleme. Dacă eu am făcut-o, cel puțin am sufletul curat că i-am atenționat să nu ceară, să nu pretindă și la fel de mult să nu dea niciodată pacientului senzația că este nemulțumit.
De asemenea, spun oamenii, domne, asistentele, infirmierele ar trebui să învețe de la medici cum să discute cu noi. Dar nu există practica asta să vorbești ca și cadru medical la pertu cu pacientul? Da. Să te mai și enervezi că te-a deranjat? Este o problemă și aici. Eu am spus că marea problemă a noastră, a celor care lucrăm în sănătate, reprezintă comunicarea. Dar în același timp o și înțeleg de multe ori, pentru că atunci când într-o noapte ai 40 de pacienți pe cap, unul plânge, altul doare nu știu ce, altul s-a scos perfuzia și până la urmă epuizarea aceasta te poate scoate din sărite atunci când unul are o pretenție considerată neîndreptățită. Și cu privire la lucrul ăsta le spun comunicare și comunicare. Credeți-mă, n-am avut niciodată o reclamație la Colegiul Medicilor și n-a spune că câteodată n-aș fi meritat să am o reclamație. Că le vedeți, nu puteți să-mi spuneți că în atâția ani de practică da, nu da, ați văzut asistente care să le răspundă urât pacienților. Mă refer și la mine. Da? Și la mine, pentru că eu am două probleme. Cu bețivii și cu agresiționații. Da, asta e, eu am o problemă. Nu pot să înghit oamenii ăștia pentru că ei nu sunt bolnavi. Da? Ei au ajuns la spital provocându-și boala, da? Da, domne, dar nu vorbim de... Nu, nu, spun, deci eu am o problemă cu acest tip de pacienți. Și ce țipați la... Nu. Păi câteodată mai țip. Și ce le ziceți? De ce ai băut păi că n-ai ajuns aici? Asta. Și îl întreb că eu de ce nu ajung în situația asta, pentru că băutura unde? La scandal, la crime, la înjunghi. Azi noapte a venit unul cu beregata tăiată, ca să vorbim pe românește. Uh-huh. El mi-a declarat că în timp ce dormea acasă singur, a venit nu știu cine și ea... Credeți că eu am crezut? Da. Nu pot să știu mai mult. La ora 3 noaptea fusese cusut de un medic care nu era de specialitate la Găiești și mi se pare normal să nu știe să coase o plagă profundă, da, la baza gâtului. Așa, și am recusut-o, am făcut ceea ce trebuie. El asta a declarat. Eu nu-l cred că dormea și a venit cineva să... Sunt și pacienți. Pacienți, da. Ca și cadre medicale. Mai mă deranjează, de exemplu, când pacienții încearcă să-mi recomande mie ce tratament să le fac. Pentru deci că... aveți și astfel de... Da. Păi sunt destui. Păi de unde, domnule, că nu visează? Sunt destui. Îi învață cineva, plus tot în colegii dumneavoastră. Plus nu? Că mai este o problemă, nu învață colegii. Nu? Ei și au citit pe internet sau păi nu știu pe unde, dar ei nu fac... Atâtea surse de informare și de documentare. Știu, dar nu fac legăturile între... Medicina asta nu e așa simplă să o vezi după internet. Așa, deci sau mai sunt și alte situații când mă presează aparținătorii foarte tare. Lucrul acesta poate să-ți facă, să-i facă celui bolnav adică un mare de serviciu. Adică de ce vorbiți așa? Că poate oamenii sunt disperați și vor să știe cum vă presează, ce vă fac? Păi toată ziua te toacă la cap. De și ce atunci, vă toacă? Să-i faci aia, să-i nu... Sunt oameni de tipul ăsta, da? Păi, care se interesează, da, vedeți? Da, da, când faci o presiune... Ajungem din nou la faptul că sunt medici puțin, că medicii când nu au timp presi... să discute cu pacientul, să se... Nu, nu, deci la... Vine... Dumneavoastră le dați replica. Păi stai, domnule, că nu-l am doar pe altă, o am atâția. Nu, nu, vin din familie cu rândul. Acum unul peste o jumătate de oră, altul, alți trei. Și eu le-am spus la fiecare dintre ei alți, ce are și ce are și nu știu mai. Deci vin așa. După aia face presiune. De ce nu-l operați acum? Deci lucrurile acestea care te apasă, poți să iei decizii greșite, să le operezi degeaba, de exemplu, da? Pentru că o durere poate să treacă într-o oră, în două, în trei ore, da? Și tu, de ce nu-l operezi că îl doare? Asta operează la cu dacă, da, nu, dacă da. Acum vrea cu... Și după aia zice, l-ai operat degeaba. Și vine aici la colegiu și vă reclamă tu la noastră. Da, sunt lucrurile... Da, cazuri și cazuri. Cazuri și cazuri, și pacienții, sigur că majoritatea sunt oameni care înțeleg, oamenii la locul lor. În același timp, nu pot să-i mint cu privire la diagnostic. Deci, așa am învățat în clinică, deci unde am făcut omului. Deci, nu,
Îi spun în primul rând familiei. Uh-huh. Iar dacă omul este singur, îi spun lui. Uh-huh. Pentru că el trebuie să ia niște decizii cu privire la viața lui și ce se întâmplă în continuare. Uh-huh. Îi spun despre riscul operator. Și atunci sunt situații în care omul zice, nu mă lași 2-3 zile să-mi farajez și eu. Își face un testament. Știu eu ce-și fac ei. Și după aia vin să operează. Da. Și înțeleg lucrul ăsta. Dar trebuie să... Și nu trebuie să amăgești nici familia, nici pacientul. Trebuie să-i spui realitatea, pentru că nu câștigi nimic dacă peste câteva luni el vede că merge prost, mă refer aici la un cancer avansat, uh-huh, și tu minți că vezi, Doamne, că ce ai făcut bine. Și să nu-i dai nici speranțe de șarte, nici lui, nici aparținătorilor, să-i zic, te fac eu bine, că am mai văzut lucruri din astea. Sunt destui medici care promit marea cu sarea și după aceea... Da, asta este. Am ajuns la final. Vă mulțumesc, domnule doctor, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe TVR Press.